iar unii angajați ajung să facă mai mulți bani decât majoritatea oamenilor de afaceri, pentru că există la ora actuală milionari care nu sunt antreprenori, ci sunt angajați. Deci nu sunt împotriva ideii de a fi angajat. Însă, pe partea cealaltă, eu n-am multă experiență în a fi un foarte bun angajat. De fapt, eu am experiența unui foarte prost angajat, pentru că am lucrat 2 săptămâni toată viața mea, după care am fost concediat, pentru că nu am fost un bun angajat.